Vor să-l elimine pe Vladimir Putin. Cine vrea înlăturarea lui Putin, se dorește înlăturarea lui Vladimir Putin. Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, i-a răspuns președintelui american Biden. Se discută despre eliminarea lui Vladimir Putin. Rusia, prin vocea secretarului de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a răspuns la declarațiile lui Jebiden. Biden. Acesta sublinia recent necesitatea de a-l înlătura pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Reprezentantul Kremlinului susține că nu înțelege de ce este necesară înlăturarea lui Putin. Tot el spune că Statelor Unite nu le reușesc niciodată planurile și nu le vor reuși în continuare. În declarațiile sale, președintele SUA vorbea despre un posibil al doilea mandat al său printre altele amintea rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu și înlăturarea conducerii Rusiei. Totodată, Biden este și un susținător al unificării Europei pentru scopul comun al suprimării Rusiei. Dmitri Pescov a comentat declarațiile spunând că acestea nu sunt idei noi. Acestea nu sunt idei noi. Și Biden face astfel de declarații și liderii europeni. Toți vor să suprime Rusia, toți vor să le elimine pe Putin. Ei cu greu pot explica de ce au nevoie de acest lucru, cu greu pot explica rezultatele eforturilor lor de până acum în această direcție, a declarat Pescov.